Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Vlad Madan și în următoarele 45 de minute vă invit să rămâneți alături de noi. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm mai multe aspecte economice ce afectează viața fiecăruia dintre noi. Vom începe de la inflație, vom ajunge să vedem cum poate fi recuperat acel miliard, dacă este posibil. Toate aceste aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Viorel Gârbă, expert economic. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara! Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, a prezentat primul raport asupra inflației pentru anul 2017, astfel că pentru acest an BNM a revizuit prognoza inflației în creștere cu 0,6 puncte procentuale până la 5,2. Spuneți-ne, vă rog, ce se ascunde de fapt în spatele acestor cifre? Ce ar trebui să înțeleagă omul de rând? Nu foarte mult. Inflația, dacă va fi menținută în limita acelei valori, deci în jurul valorii care au fost declarate de domnul Cioclea, această inflație nu va fi simțită, deci cetățeanul nu va avea sentimente diferite față de acele sentimente pe care le-a avut până acum, fiindcă Moldova și până acum s-a confruntat cu un nivel stabil rate inflației, începând cu anul 2009-2010, mai puțin urmare furtul miliardului în 2015, atunci când inflația a explodat, dar rapid rata inflației a revenit la cote tradiționale deja pentru ultima perioadă de timp, ba din contră, rata inflației a ajuns să fie una chiar foarte modestă, una foarte mică. Aici poate este cazul să menționăm și să repetăm încă o dată că rata inflației nu este un aspect foarte important. Cetățeanul, prin acest indicator, efectiv, nu știu, acest indicator, așa cum figurează în politica Băncii Naționale, vorbește despre stabilitate, cetățeanul va simți exact aceeași stabilitate, adică va rămâne în condițiile pe care le-a atestat și până acum, condiții de sărăcie, fiindcă în sărăcie trăiesc majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Deci, indicator. Dar cum se explică această ridicare? Nu e foarte mare creștere, sub un punct procentual, rata inflației oscilează. E ceva firesc? Da, e ceva absolut firesc. Noi trăim în condițiile unei economii de piață, nu e situația pe care am avut-o în perioada comunistă de economie planificată, atunci când prețul era trecut. Dar care sunt factorii până la urmă care determină creșterea inflației? Inflația este determinată de trei indicatori importanți. Acești indicatori fac referință la disponibilitatea resurselor naturale, la disponibilitatea forței de muncă și la tehnologii. Tehnologiile contează foarte mult. Tehnologiile vorbesc despre productivitate. Atunci când unul din acești factori este atins la cota maximă și nu poate fi compensat efectul respectiv, crește prețul. Deci, efectiv, dacă toate resursele naturale sunt consumate, iar cererea continuă să fie mare și aceste resurse naturale nu pot fi substituite prin alte categorii de resurse naturale, atunci prețul la resurse naturale respectiv va crește. Deci inflația determină prețul relativ a unui bun în raport cu alt bun pe piață. Acest preț relativ oscilează așa cum este firesc. Iarna produsele alimentare, zicem, fructele și legumele sunt mai scumpe fiindcă nu sunt disponibile, vara sunt mai ieftine, în schimb iarna este o cerere mai mare de resurse energetice, prețul este mai mare și tot așa. Deci în funcție de cerere și ofertă și în funcție de capacitatea furnizorului să ofere acest bun sau serviciu consumatorului, prețul oscilează. Domnule Gârbo, asta ar însemna că în viitorul apropiat ne așteaptă un val de scumpiri? Nu, nici de cum. Inflația este una moderată, 5% este o cotă foarte mică. În opinia mea, rata inflației trebuie să fie în Republica Moldova mai mare și este fals ideea, precum că rata inflației este indicator foarte important pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Cred eu că mult mai important pentru noi este rata creșterii economice. Noi, regretabil, facem referință mereu la rata inflației. Banca Națională este un instrument foarte important, este o instituție care deține foarte multe pârghii care determină soarta economică-socială a Republicii Moldova. Regretabil, instituție este pusă pe repaus, este pusă deoparte și efectiv parazitează, ba chiar are o politică dăunătoare față de mediul de afaceri și se ocupă de lucruri neînsemnate, precum este rata inflației. Spuneți-ne, vă rog, totodată pentru anul 2018 BNM prognozează o rată medie a inflației de 4,9. E real? Cât de stabile sunt lucrurile pentru a ajunge la acest indicator?
Depinde de modul în care vor evolua lucrurile, dacă situația va rămâne devenită rău așa cum o atestăm în prezent, cred eu, rata inflației va fi chiar mai mică decât 4,9, decât această estimare făcută de Banca Națională, și aici contează mai mult mediul care ne înconjoară, deci efectiv situația din economiile statelor vecine. Acest lucru ne face să credem, de exemplu, pe continentul european, economia de acolo se confruntă, economia statelor membre ale Uniunii Europene se confruntă cu presiuni de inflațiune este impunătoare și aceste deci trăsături a economiilor europene au influență și asupra economiei Republicii Moldova. Deci cred eu că în perioada următoare, dacă nu ne vom confrunta cu situații de criză, dacă nu se va agrava criza din Ucraina, să zicem, sau dacă pe interiorul Republicii Moldova nu vor apărea situații de instabilitate politică, atunci rata inflației chiar posibil să fie mai mică. Banca Națională poate ține sub control starea de lucruri? Sau ar trebui? Și nu. Banca Națională nu are toate pârghiile la îndemână. Inflația uneori poate fi determinată de anumite probleme structurale. Aici este aspectul la care trebuie să tragem atenție. Banca Națională are și anumite instrumente, dar aceste instrumente sunt lucrative atunci când Republica Moldova nu se confruntă cu o situație de criză. Totuși, urmare politice monetare pe care o implementează Republica Moldova, se creează un fundal structural a economiei Republicii Moldova care va crea probleme impunătoare, serioase în activitatea băncii naționale pe viitor. Aici mă refer la faptul că economia Republicii Moldova nu se dezvoltă, nu se acordă credite și atunci ca structură, ca potențial, ca mod de organizare, economia Republicii Moldova prezintă riscuri importante, dar pe un interval de timp mediu și lung. Spuneți-ne, vă rog, creșterea prețurilor versus salariul mediu în țara noastră ar putea duce la o stare de lucruri incontrolabilă? Sau ar putea agrava? Contează modul în care evoluează acești doi indicatori. Pentru Republica Moldova nu este bine salariul mediu să crească mai mult, deci salariul real să înregistreze creștere impunătoare, deci creșterea salariului să fie mai mare decât rata inflației. Acest lucru înseamnă scăderea productivității muncii, ori la acest aspect noi deja suntem codași. Spuneți-ne, vă rog, cum stăm la capitolul raport leu-euro? Pentru că în ultimele zile datele oficiale ne vorbesc despre faptul că leul moldovenesc pierde teren. Cum s-ar explica? În opinia mea, leul moldovenesc este o valută destul de puternică în ultimul timp, începând cu, deci în perioada când leul moldovenesc a pierdut masiv urmare furtului în sectorul bancar. În perioada următoare, leul moldovenesc a înregistrat o tendință de o evoluție destul de stabilă față de valutele de referință, bani în contră, leul moldovenesc este foarte puternic în raport cu euro-dolar. Cred eu că cotația aceasta este artificială, este ținută, determinată de Banca Națională. Leul moldovenesc nu are cum să fie puternic atunci când... Vă rog, chiar să deschidem parantezele aici, pentru că foarte mulți analiști economici s-au pronunțat asupra faptului că a fost menținut artificial acest raport. De ce? Cum s-a întâmplat? Cum a fost posibil? Este posibil urmarea politicii monetare care este promovată de Banca Națională. Banca Națională are capacitatea să influențeze, să ia anumite decizii, decizii care influențează modul în care activează băncile comerciale. Aici e bine să deschidem parantezele și să lămurim cetățeanului, da, care poate nu sunt economiști. Masa monetară într-o economie crește, odată cu creștere economică crește și masa monetară. Creșterea masei monetare în mod firesc într-o economie de piață trebuie să fie determinată urmare activității de creditare care este deci făcută de către băncile comerciale. În Republica Moldova, regretabil, acest mecanism nu funcționează, dar Banca Națională are capacitatea să fie să inhibe, fie să stimuleze creditele, volumul creditelor care sunt acordate de către băncile comerciale. Regretabil, Banca Națională, ultimul timp, duce o politică agresivă față de băncile comerciale, nu permite să crească volumul creditelor, ce sunt și probleme structurale, probleme legate de instabilitate economică, probleme legate de lipsa dorinței agenților economici să tragă credite, fiindcă viitorul în Republica Moldova este incert. Dar una peste alta, și Banca Națională, prin intermediul mecanismelor pe care le are, duce la scăderea capacității băncilor comerciale să ofere credite. Dacă băncile comerciale nu oferă credit, atunci rata inflației este menținută sub un anumit control și, în același timp, moneda națională va avea o anumită contație stabilă față de monetele de referință. Lucrul acesta este rău pentru Republica Moldova. Nu, pentru noi este important moneda națională să se deprecieze. Să se deprecieze încet, nu rapid, dar noi avem nevoie de depreciere, fiindcă prin depreciere crește competitivitatea pe ansamblu a economiei naționale. Haideți să vorbim un pic despre climatul investițional. El poate fi adus la niște cerințe mult mai bine privite de către investitori și asta ar putea contribui într-un fel sau altul la menținerea acestui raport?
Vedeți, în sau nu există țările, o legătură logică până la urmă? Există legătură logică, sigur, între nivelul dezvoltării economică și climatul emoțional, sigur că există o anumită, există o legătură directă. Dar în același timp, noi trebuie să atestăm faptul și să recunoaștem faptul că în Republica Moldova lucrurile nu se pot schimba peste noapte. Oricât de mult ne-am dorit, climatul emoțional nu se poate, nu poate fi unul foarte benefic, foarte atrăgător pentru agenții economici. În aceste condiții, noi avem anumite politici care au o țintă falsă. Pentru a stimula creșterea economică, pentru a stimula capacitatea de investiri în economia națională, statul trebuie să joace un rol mai activ în economie. Regretabil, statul nu face mare lucru, statul stă deoparte și efectiv nu pune în aplicare instrumente care să contribuie la crearea locurilor de muncă, să contribuie la creșterea economică în Republica Moldova. Statul este un actor pasiv, statul vrea să modifice anumite instituții. Această politică este promovată de actorii internaționali, de parteneri de dezvoltare, care ne vorbesc în permanență despre perfecționarea instituțiilor în Republica Moldova, dar regretabil, această abordare în economie nu funcționează. Ar trebui deja să înțelegem acest lucru. În 25 de ani venim cu abordări similare. Acest gen de abordări nu funcționează. Climatul emoțional este important, dar nu este determinant deci creșterea economică, în creșterea investițiilor, deci dorință imaginilor economici să facă investiții în Republica Moldova, dar totuși climatul emoțional sigur este important. Un aspect primordial este supremația legilor. Dacă legile în Republica Moldova funcționează, în cazul în care te poți confrunta cu atacul Raider și în judecățile moldovenești nu poți să demonstrezi nimic, atunci sigur nici un agent economic nu o să se aventureze să facă investiții importante în economia moldovenească. Cum apreciați până la urmă politica monetară a Republicii Moldova? Este una logică? S-a acționat cum trebuia, conform legislației? Pentru că ați făcut referire ceva mai devreme și la atacurile Raider. Am avut explicații ale ex-guvernatorului raportat la instituțiile altor instituții similare în stat? Sunt aspecte diferite aici. Atacurile Raider se ține de un alt domeniu, nu ține de politica monetară. Da. Mai multe de modul în care se interpretează și se aplică legea în Republica Moldova și de modul în care acționează autoritățile care trebuie să stea la paza legilor. Regretabil, acest lucru nu se întâmplă în Republica Moldova, dar politica monetară pe ansamblu, în opinia mea, este una extrem de negativă, este una extrem de dezavantajoasă economia națională, cred eu, în eșecul pe care îl întâmpinăm noi în plan economic, într-un deja un sfert de veac, de când ne-am declarat independența. Cel mai important, un indicator sau un instrument care a contribuit masiv la acest eșec economic este anume politica monetară a Republicii Moldova, care mereu a fost gândită să nu permită dezvoltarea agenților economici autohtone, a fost orientată către exterior, a fost gândită astfel încât să încurajeze și să contribuie la creșterea economică altor state și nu a Republicii Moldova. Este o declarație foarte dură, dar regretabil, în opinia mea, atunci când vedem inscripția Banca Națională a Republicii Moldova pe clădirea în care își are sediu instituția care elaborează politica monetară, ultimele două cuvinte, e bine să le scoatem, nu este a Republicii Moldova Banca Națională, această instituție, regretabil, vine cu anumite politici care nu sunt lucrative, care nu ajută la creșterea economică de Republica Moldova. Noi ar trebui să testăm acest lucru și să încercăm să găsim anumite ieșiri, o ieșire care este foarte dificilă. Regretabil, partenerii de dezvoltare, aici mă refer în special la Fondul Monetar Internațional, vin cu abordări care nu sunt în favoarea Republicii Moldova, dar trebuie să găsim și curaj și capacitate, suficient înțelegere. De ce atunci reprezentanții Republicii Moldova acceptă asemenea abordări? Din lipsă de necunoaștere, din interes, din care ar fi motivele? Nu știu. Sunt mai multe explicații, cred că este și lipsă de cunoaștere, dar este și lipsă de responsabilitate față de cetățean. Și faptul că Republica Moldova nu se dezvoltă, cum afectează elita politică? Vedem că partidele politice se află la guvernare și se simt bine mersi. În Republica Moldova nu există o relație, nu există o comunicare eficientă între electorat și autorități care sunt delegate de către electorat, de către cetățeni, și cetățeanul oferă resurse și atribuții autorităților pentru ca autoritățile să lucreze în folosul cetățeanului. Regretabil, autoritățile nu lucrează în folosul cetățeanului, așa cum este bine cunoscut Republica Moldova, cel mai profitabil business este să te afli într-o funcție publică. Nu vedem câte persoane în funcții publice importante dețin averi care nu pot fi argumentate prin salariile mizerabile pe care le primesc în calitate de funcționari în statul Republica Moldova. Regretabil, autoritățile nu lucrează în folosul cetățeanului și cetățeanul nu are capacitatea să ceară de la autorități performanță. Și acest lucru, în final, duce la eșecuri în multe politici, inclusiv și în partea ce ține de politica monetară.
Haideți să discutăm un pic despre raportul între masa monetară și produsul intern brut pentru o economie, precum este cea a Republicii Moldova în dezvoltare. Care este până la urmă acel raport despre care pomeneam? Nu este o legătură directă. Masa monetară depinde în câte unități se măsoară. Moneda națională poate fi exprimată în dolar american, deci pot fi 10.000 de unități naționale față de un dolar american, sau poate fi o unitate, poate fi paritate și tot așa. Deci masa monetară este exprimată în monede naționale. În moneda națională o legătură directă aici nu este. Contează și viteza circulației banilor în economie. Masa monetară mică, dar cu viteză mare, produce același efect precum masa monetară mare și o viteză mică. O legătură matematică care să construiască anumite modele economice între acești doi factori nu există, dar aspectul la care presupun că ar fi cazul să ne referim, da, ține mai mult de ponderea creditelor în produs intern brut. Acest indicator, e o parte a masei, deci care este reflectată în masa monetară și care e influența asupra volumului masei monetare. Și acest indicator este unul foarte important. Regretabil, în Republica Moldova indicatorul respectiv este unul foarte mic, ori la nivel de 20% din produsul intern brut, ceea ce este foarte puțin. Statele cu nivel similar de dezvoltare economic, precum este Republica Moldova, au valori cel puțin duble acest indicator față de Republica Moldova, iar statele dezvoltate, volumul creditelor acordate pe durata unui an depășește produsul intern brut a statului respective. Deci banul contează foarte mult, contează foarte mult modul în care Banca Națională știe să-și promoveze politica pe care o are și dacă politica respectivă este în interesul cetățeanilor și în interesul economiei sau este doar o politică care vine în favoarea intereselor, obiectivelor care le are femeie în această regiune. Contează foarte mult cum lucrează băncile comerciale, și cât de activi sunt agenții economici în atragerea creditelor, fiindcă dacă nu iei credit, cum să dezvolți economia? Raportat la băncile comerciale și la credite, dar pur și simplu la creditele pe care le iau concetățenii noștri, spuneți-ne, vă rog, este justificată această dobândă care este în ultimii ani în creștere? Dobânda este justificată prin politica monetară care este promovată de Banca Națională. Dobânda nu poate fi mai mică. Dacă să facem referință la ultimul raport care a fost făcut public de guvernatorul BNM, atestăm faptul că băncile comerciale atrag de la populație mijloace financiare la o dobândă medie de aproape 9% și oferă credite la dobândă de aproape 12%. Deci marja între dobânda pentru mijloacele atrase și mijloacele oferite este cam 3 puncte procentuale. Nu este o marjă mare. Marja aceasta acoperă cheltuielile operaționale a băncilor comerciale, ceea ce este absolut firesc. Problema este că Banca Națională menține în o perioadă lungă de timp un rat de bază pentru ca instrument a politicii monetare foarte înalt, este 9%. Rata inflației în Republica Moldova este 2%, 2,4% la moment, iar Banca Națională menține o rată de bază 9%. Rata de bază, iarăși ca să explicăm cetățeanul care poate nu cunoaște acest lucru, băncile comerciale nu pot să ofere credite la o dobândă mai mică decât rata de bază. Rata de bază este rata de refinanțare. Atunci când băncile comerciale au nevoie de mijloace financiare, se adresează către Banca Națională. Și atunci băncile comerciale primesc aceste mijloace, deci la o rată mai mare decât rata de bază. E firesc, băncile comerciale nu pot să împrumute bani la o rată mai mică decât rata de bază. E un indicator foarte important pentru politica monetară a Republicii Moldova și aici apare problema. La o rată a inflației de 2,4%, băncile comerciale oferă credite de 12%. Deci o diferență de 10 puncte procentuale. Care este o pierdere pentru agentul economic. Agentul economic nu poate să vândă, să ofere pe piață produse și servicii la un preț mai mare de 2,4%, da? Deci rata inflației, dar trebuie să plătească 12% pentru mijloacele financiare pe care le atrage de la băncile comerciale. Acest lucru este o consecință directă a politicii monetare a băncii naționale. Eu nu știu de ce, bine, pot să explic, pot să am presupunderi din care motiv Banca Națională procedează de această manieră, dar indiferent de explicațiile, atestăm faptul foarte clar că Banca Națională promovează o politică agresivă față de mediul de afaceri din Republica Moldova, promovează o politică care este total neproductivă și este în detrimentul Republicii Moldova. Din acest motiv și mai devreme am zis că Banca Națională nu este o instituție a Republicii Moldova, această instituție nu e clar interesele cui apără, dar cu certitudine nu sunt interesele agenților economici autohtoni. Domnule Gârbo, atunci când vorbim despre credite, vreau să vă întreb, cu cât există mai multe solicitări, vorbim de o sărăcie mult mai instaurată în Republica Moldova, să ieși firesc ca concetățenii să meargă la bănci pentru a solicita anumite credite. Cum este văzută o explicație din punct de vedere economic? Creditele cresc atunci când este creștere economică. Dacă economia nu merge bine, de obicei rata creditelor oferite fie populației, fie agenților economice este una mică.
Din acest motiv, cred eu, chiar și acum putem să vedem în baza faptelor, în baza datelor pe care le testăm în prezentă Republica Moldova, economia nu prea se dezvoltă, volumul creditelor în anul curent este mai mic decât volumul creditelor acordat anul trecut. Deci agenții economici nu se aventurează să ia credite fiindcă nu vor să facă investiții, nu fac investiții fiindcă nu există cerere, cetățeanul nu consumă fiindcă nu are salariu, nu are din ce plăti bunurile servicii. Până la urmă e un cerc vicios. Da, exact, este un cerc vicios, iar autoritățile regretabil nu fac nimic, sunt doar simple spectatori. Cum stăm la capitolul remitenței? Nu stăm foarte bine, acest indicator, sau bine, deja depinde de calificativul pe care să-l dăm în funcție de opinia pe care o avem. În opinia mea, remitere pe termen mediu și lung mai degrabă au un efect negativ decât pozitiv. Deci eu, indirect, sau am opinie, poate, dacă vreți, pozitivă față de această evoluție. Cred eu că dacă remiterile vor scădea, autoritățile, în sfârșit, vor înțelege necesitatea implementării, dezvoltării unor politici naționale, se va vine cu alte abordare. Acest flux masiv de remitere pe care Republica Moldova, deci prin care a trecut în perioada, începând cu anul 2000, a făcut ca autoritățile să se pare ziteze, efectiv să nu facă nimic, doar să trăiască din corupție și din abuzuri asupra cetățeanului. Dacă acest flux se va diminua, atunci poate și calitatea actului de guvernare Republica Moldova se va îmbunătăți, dar așa sau altfel, noi vedem faptul că deja de perioadă lungă de timp remiterile scad, sunt mai multe explicații, o țară nu poate trăi la nesfârșit din remiteri, cetățeanii Republicii Moldova... Asta ne-ar putea afecta pe termen scurt? Da, desigur, pe termen scurt ne afectează, fiindcă scade consumul populației. Populația așa sigura o pondere destul de mare, aproape 20% din consum în baza remiterilor. Deci aproape o cincime din consumul nostru este finanțat din exterior. Dacă nu avem o finanțare aceasta, îmi dăm seama că suntem cu 20% mai săraci. Cumpărăm cu 20% mai puține produse alimentare, vestimentații, nu avem capacitatea să menținem la același nivel plata serviciilor comunale și tot așa. Deci e o problemă foarte importantă. Economia Republicii Moldova depinde plenar de acest indicator, dar așa sau altfel, regretabil, autoritățile n-au știut să folosească acest resursă masivă de valută străină, ci doar au parazitat. Și atunci, dacă dispare acest pilon important economiei naționale, atunci poate autoritățile o să vină cu alte abordări care ne pot ajuta să ieșim din situația dificilă în care ne aflăm. Dacă ne aducem aminte, acum un an, atunci când era investit guvernul Filip, se punea accentul pe menținerea prețului pentru carburanți. De ce într-o perioadă relativ scurtă de un an de zile, prețul s-a majorat aproximativ cu 2 lei, dacă nu mă înșel la memorie? Aici a jucat rol cotațiile pe piețele internaționale a petrolului. Prețul la combustibil în Republica Moldova nu este unul fixat. Noi nu producem combustibil, noi nu avem petrol, noi cumpărăm acest bun pe care îl folosim și atunci este o agenție independentă care se ocupă cu stabilirea prețului. Această agenție și-a schimbat atitudinea, abordarea, deci în modul în care limitează piața produselor petroliere în Republica Moldova. Guvernul a venit cu acea inițiativă și a delegat autoritatea respectivă să stabilească un preț plafon la combustibil, ceea ce este rău. Nu este corect și vedem că diferențele nu sunt foarte mari între companii, deci efectiv nu există concurență, piața e împărțită și toată lumea stă și extrage maxim de profit din acea parte a pieței produselor petroliere pe care o deține, dar cetățeanul final trebuie să plătească. Dar așa sau altfel, prețul la petrol pe piața internațională a crescut, este în continuă creștere, vedem acum sunt făcute înțelegeri în cadrul organizației OPEC, organizația statelor exportatoare a petrolului, aceste state și alte state care aveau ca sursă importantă a devenit exportul de petrol, au înregistrat pierderi masive și... Și logic să vină în acest alt... S-a făcut un cartel, cartelul ăsta există de mult, dar acum se lucrează de o manieră concertată pentru a menține și pentru a ridica prețul petrolului cât mai sus. O să vedem care va fi reacția. Sunt și alte state care sunt interesate să vândă cât mai mult, aici mă refer la Iran, dar este și o nouă administrație americană care își schimbă atitudinea față de piața produselor petroliere și încearcă să vândă masiv petrol, să exploateze și să vândă masiv. La moment, barilul de petrol este cotat undeva la mărime de 55 dolari pe piețele internaționale. Ori, asta înseamnă că prețul se va menține? Nu, depinde de modul în care evolua prețul, dar ne amintim o declarație a domnului Trump, actual președinte SUA, care a zis că prețul la petrol, la baril, trebuie să fie undeva în mărime de 20 dolari. Deci 20 față de 55. Vedem. Dacă SUA are capacitate, va implementa politicile pe care le are, deci așa va schimba atitudinea în acest domeniu, atunci ne putem aștepta la scăderea prețului petrolului.
acest preț a petrolului poate duce cu sine la o micșorare a prețurilor pentru celelalte produse? Sau este alogic? Este logic, fiindcă prețul petrolului stă la baza prețului pentru combustibil care îl folosim, da. Ori transportul de bunuri servicii în Republica Moldova se realizează în mod prioritar pe căi rutiere, pe cale rutieră, deci efectiv prin folosirea autoturismelor, camioanelor, care au ca sursă principală combustibilul, deci pentru propulsie, și atunci în prețul bunurilor finale o cotă mai mare sau mai mică, deja depinde, este deținută de transport, costurile de transport, și atunci dacă aceste costuri vor scădea, vor scădea și prețul final a bunurilor, serviciilor oferite consumatorilor din Republica Moldova. Probabil telespectatorii care ne urmăresc la această oră se întreabă dacă există un plan economic de dezvoltare a Republicii Moldova. În ce constă el? Cât este de real? Cât de implementat? Noi avem planuri de creștere economică, noi începând cu anul 2003, cred că, dar iar sub influență internațională, venim cu tot felul de strategii de creștere economică și mai departe, de reducerea sărăciei. Acum avem o strategie Moldova 2020, care vorbește despre 7 impedimente și încearcă să lichideze aceste impedimente în cazul în care sunt depășite impedimentele respective, economia Republicii Moldova înflori. Regretabil, aceste abordări nu funcționează. Moldova de mult timp vine cu strategii, strategia se aprobă sub presiunea și pentru donatori ca să aibă ce să raporteze, deci să fulture o hârtie, iar ulterior guvernul efectiv nu se mai uită la acest document și documentul este pur artificial, care nu funcționează. Artificial fiindcă guvernul nu folosește, artificial fiindcă guvernul nu are dreptul de proprietate, nu percepe acest document ca fiind un document propriu, intern, ci este un document făcut sub presiunea Băncii Mondiale, în special Uniunii Europene, iarăși. Dar acest document nu este lucrativ, fiindcă nu oferă soluții reale. Deci este un document formal, se bazează pe anumite abordări care nu lucrează. Noi de 25 de ani aplicăm aceste abordări, regretabil, aceste abordări nu lucrează. Nu știu când odată guvernul va înțelege acest lucru și va încerca să facă ceva diferit față de ce a făcut până acum. Vorbind despre creștere economică, spuneți-ne, vă rog, Republica Moldova poate ar fi cazul să pună mai mult accent pe deschiderea locurilor de muncă? Revenind poate la ceea ce discutam anterior despre climatul investițional mult mai favorabil și atunci... Cum bine, vedeți această... Republica Moldova mereu a pus accent pe creșterea locurilor de muncă, nu? Din conceptual, nu știu. Guvernul comunist, în perioada comunistă, vorbeau despre locuri de muncă create, nu știu cât, salariul mediu pe economie să fie nu știu cât, care nici până acum nu a ajuns. Alianțele de integrare europeană, la fel, vorbeau despre creșterea locurilor de muncă, dar guvernul poate ar trebui să treacă de la vorbe la fapte. Declarațiile sunt frumoase, noi toți percepem și înțelegem importanța creării locurilor de muncă, dar creați-ne în sfârșit aceste locuri de muncă, fiindcă de fapt locurile de muncă în Republica Moldova scad, populația activă, economic activă Republica Moldova este în scădere. Și este în scădere dramatică. Pe lângă faptul că Republica Moldova pierde dramatic cetățeni, noi suntem lideri pe plan mondial ca stat care pierde cetățeni. În fața noastră este Siria, acolo este război deja de perioadă lungă de timp. Dar la noi, care este problema? Din care motiv noi pierdem masiv cetățeni? Și totuși noi suntem într-o situație foarte dezavantajoasă. Acest lucru este o consecință a faptului că guvernul doar declară crearea locurilor de muncă, dar nu le creează. Efectiv, nu are abordare constructivă și lucrativă în acest sens. Vreau aici să vorbim despre faptul dacă există o interdependență între dezvoltarea instituțiilor democratice a statului și creșterea economică. În aceeași albire rămânat. Nu în mod necesar. Dacă facem referință la experiențele altor state, calitatea instituțiilor nu este un factor primordial pentru creștere economică. Ba din contra, creșterea economică a fost determinată în cadrul unor sisteme politici în care exista o dominație pronunțată a unei forțe politice. Nu sunt 3-4 partide care trebuie să înțeleagă între ele. Exista doar un partid politic, dar partidul politic respectiv era devotat în totalmente ideii creșterii și dezvoltării economice a statului respectiv. În aceste condiții, în condiții de stabilitate politică, deci fără prea mulți populiști care să ne promită mare și sare și să nu facă nimic, deci în condițiile unei stabilități politice, dar stabilitate politică pentru un guvern care vrea real să crească economie. Deci o legătură directă între democrație, instituții democratice și creștere economică nu există. China nu este stat democratic, este doar un partid care domină această economie și uitați, China este campionul creșterii economice deja de 20-30 de ani, ultimii 20-30 de ani. Deci legătură directă între aceste două indicatori nu există. Haideți să discutăm un pic despre Fondul Monetar Internațional și Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova. Cum vedeți dumneavoastră că a fost construită această relație? Este una logică? Care este poziția FMI față de Republica Moldova? FMI este o instituție publică,
o organizație care este deținută de guvernele mai multor state, inclusiv și de Guvernul Republicii Moldova. Această instituție este o instituție birocratică care este interesată în propria sa supraviețuire, este interesată în propriile beneficii pe care le primesc birocrații care lucrează în această instituție. Moldova este un plătitor fidel de contribuții și comisioane la această instituție. Noi plătim salariile grase de sute de mii de dolari pe care le primesc funcționarii în această instituție. Noi din 200 de euro salariu mediu pe economie plătim salarii exorbitante pe care le au funcționarii acestei instituții care stau la New York, bine mersi, și ne vin cu politici diferite, politici care nu lucrează. Deci, din punctul de vedere a Fondului Monetar Internațional, nu există nicio problemă. Această instituție poate să intervină oricând. Fondul Monetar nu este interesat de nivelul dezvoltării economică a unui stat. Fondul Monetar este interesat să ofere credite și să primească comisioane, dobânzi, urmare a activității sale, fiindcă din aceste comisioane și dobânzi își plătesc salarii birocrații care lucrează în această instituție. Aceasta este o dimensiune. Nu există nici măcar un stat care să fi fost dezvoltat de la nivelul deci lumea a treia în care ne aflăm și noi, în lumea a întâia, deci să devină parte a statelor membre a Organizației de Cooperare Economică de Dezvoltare, da? Deci statele dezvoltate care fac parte din această organizație, nici măcar un stat nu a fost dezvoltat cu suportul Fondului Monetar Internațional. Deci politicile și abordările pe care le folosește această organizație trebuie spuse sub semnul întrebării, dar regretabil, Fondul Monetar Internațional este foarte confortabil pentru guvernele corupte precum și ineficiente, precum este Guvernul Republicii Moldova, fiindcă dau o anumită importă de imagine, cetățeanul zice că atâta femeie, stau băieți deștepți acolo și dacă s-a apucat femeie de capul nostru, înseamnă că o să fie bine. Dar, iată, de o perioadă foarte lungă de timp, lucrurile merg din contra, foarte rău Republica Moldova. Știu că, în repetate rânduri, v-ați pronunțat asupra unui aspect și aș vrea să-l discutăm și aici. Întrebarea mea este simplă, dar în același timp conține o serie de explicații pe care le solicităm. Ce vă supără până la urmă ca analist în memorandumul cu FMI? Sunt câteva aspecte pe care le văd eu critice. Aceste aspecte țin de anumite indicatori pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească. Un indicator important este volumul de 500 de milioane de dolari pe care Banca Națională trebuie să le cumpere de pe piața valutară internă și să le scoate din circuit economic în anul curent. Este o volum enorm. Fondul Monetar ne cere că BNM-ul să intervină masiv, iar acest lucru explică din care motiv Banca Națională are o politică extrem de agresivă față de băncile comerciale. Deci dacă Banca Națională cumpără 500 de milioane de dolari și nu face nimic, nu strangulează capacitatea băncilor comerciale să ofere credite, rata inflației va fi una foarte mare. Fiindcă pentru a cumpăra 500 de milioane de dolari, Banca Națională trebuie să pună în circulație 10 miliarde de lei neacoperiți. Este o sumă enormă. Masa monetară a Republicii Moldova, deci banii aflați cash în circulație, ce avem noi în buzunare sau în caserie magazinilor, sunt în mărime de 15 miliarde de lei. Închipuiți-vă că Banca Națională în anul curent trebuie să pună în circulație 10 miliarde de lei neacoperiți. Este o sumă enormă. Pentru a face acest lucru, Banca Națională menține o politică monetară agresivă față de băncile comerciale, fiindcă băncile comerciale atunci trebuie să-și restricționeze volumul creditelor oferite economiei pentru a permite atingerea acestui obiectiv care este impus de Fondul Monetar Internațional. Fondul Monetar Internațional în anul curent ne impune prin bugetul public național să cumpărăm bunuri și servicii de peste hotare și prin aceasta să stimulăm la creșterea economică altor economii, economiilor europene care se află în situații dificile. Acolo rata inflației este una foarte mică, e de inflație, au nevoie de consum și statele sărace trebuie să asigure consumul și creșterea economică a statelor dezvoltate. Mi se pare straniu acest lucru. Mie mi se părea mult mai logic din bugetul public național guvernul să cumpere bunuri și servicii din interior pentru a încuraja producătorul autohton să creeze locuri de muncă. Ori noi creăm locuri de muncă peste hotare. Și acest lucru iarăși este condiția Fondului Monetar Internațional. Un alt aspect ține de rata de schimb valutar în Republica Moldova. Regretabil, leul moldovenești crește în valoare față de valutele de referință. Asta înseamnă că tot ce exportăm noi din Republica Moldova peste hotare devine mai scump. Acest lucru lovește în mod direct producătorii autohtoni, iar Fondul Monetar Internațional zice că e foarte bine și mersi și de acum încolo Banca Națională nici de cum să nu intervină să slăbească leu, bă, din contră, dacă leul se apreciază, crește în valoare, este foarte bine pentru Fondul Monetar Internațional. Îmi dau seama că e bine pentru ei, dar e aproape mortal, deci e catastrofal pentru agenda economia națională. Memorandumul care l-a semnat în prezent Fondul Monetar cu guvernul este unul catastrofal pentru Moldova,
acest lucru a fost posibil doar fiindcă guvernul se simțea într-o situație extrem de delicată. Dacă nu primea toți donatorii, efectiv, cu front comun și au impus guvernul să semneze acest document, dar documentul este unul catastrofal. Ce se întâmplă din punct de vedere economic dacă nu semnăm acest document? Supraviețuia Republica Moldova cât ca perioadă de timp? Sau... Sigur că guvernul supraviețuia. Noi intram în criză politică, fiindcă guvernul nu putea să-și satisfacă obligațiunile sociale pe care le avea, nu putea să... Salariile, pensiile, cred că le plătea, dar mai mult cât atât nu făcea. Erau să crească creanțele și nu se făceau reforme. Cetățenii erau să se revolte și să debarce acest guvern. Deci ajungeam printr-o criză politică. Fondul Monetar, prin aceasta și a fost, cred eu, interesat și motivat să semneze memorandum pentru a da un mandat de încredere guvernului, actualului guvern. Acum, ce se întâmplă aici? În mod firesc, într-o democrație, cetățeanul alege autoritățile. Autoritățile trebuie să lucreze în interesul cetățeanului. Dacă autoritățile promovează politici defectuoase, care produc o pagubă cetățeanului, cetățeanul este liber să aducă alte autorități. Deci o logică, e o legătură foarte firească. Autoritățile, dacă lucrează bine, sunt menținute, dacă lucrează prost, sunt schimbate, vin alte autorități. Autoritățile Republicii Moldova au lucrat prost. Noi am intrat într-o criză bancară, s-a furat un miliard de dolari, care ulterior a fost pus pe seama cetățeanului, tot la indicația femeii. Deci autoritățile au lucrat de o manieră foarte proastă. Autoritățile nu vin cu politici care să creeze locurile de muncă. Cetățeanul, în mod firesc, trebuie să se revolte și să dea jos autoritățile. Aceste autorități sunt menținute la putere de către Fondul Monetar Internațional prin viramentele masive pe care le oferă această instituție și care se fac chiar și în detrimentul agenților economici și cetățenilor. Mă întreb eu atunci cine guvernează Republica Moldova, care este capacitatea cetățeanului de rând să determine modul în care evoluează lucrurile în Republica Moldova. Nu este, cetățeanul este un simplu spectator. Guvernul, care e regretabil până acum de dovadă de o performanță modestă, este menținut la guvernare, nu fiindcă cetățeanul dorește acest lucru, dar fiindcă dorește Fondul Monetar. E un lucru straniu. Este un lucru în detrimentul cetățeanului. Trebuie să fie o legătură directă între cetățean și autorități. Ori aici apare al treilea actor care, iată, își asumă și are capacitatea să-și impune propriul său punct de vedere. Domnule Gârbo, vreau să vă întreb. Fondul Monetar Internațional recomandă sau aceste recomandări sunt cu titlul obligatoriu de a fi implementate? Fondul Monetar are anumită viziune, această viziune poate fi schimbată atunci când autoritățile negociază mai mult sau mai puțin dur, dar depinde de starea în care te afli. Atunci când ești la pământ și efectiv dacă nu-ți întinde Fondul Monetar mâna, te prăbușești, atunci nu mai vorbim despre negocieri. Nu? Fondul Monetar are capacitatea să impună orice punct de vedere. Eu admit posibilitatea negocierii cu această instituție, dar în condițiile în care te afli pe anumite, ai anumite capacități, deci ai anumite, deci îți permiți acest lucru, dar dacă nu ai contraargumente, nu ai ce să oferi, atunci sigur Fondul Monetar și impune punctul de vedere. Ceea ce oferă Fondul Monetar de regulă sunt credite rambursabile? Copiii noștri credite. Vor trebui să le achite? Sigur. Fondul Monetar oferă asta credite. Ar însemna că involuntar sau, bine, conștient, nu zic involuntar, crește și datoria externă? Da, desigur. Fondul Monetar oferă credite. Noi acum suntem datorii acestor organizații, nu m-am uitat de ceva timp la cifre, dar de ordinul 600-700 de milioane de dolari e datoria Republicii Moldova față de Fondul Monetar Internațional. Bani care, sigur, copiii noștri vor trebui să-i ramburseze, dar cel mai interesant este faptul că ne plătim anual deci pentru serviciile oferite de Fondul Monetar și Banca Mondială sub formă nu de rambursare a creditelor, dar sub formă de comisioane și dobânzi aproximativ 8 milioane de dolari. Noi finanțăm aceste două instituții care sunt plenar responsabile de politicile pe care le implementează Republica Moldova. Întrebarea este dacă aceste instituții vor să-și asume și responsabilitatea pentru faptul că politicile nu lucrează, pentru faptul că Moldova pierde masiv cetățenii, pentru faptul că Moldova nu are economie, pentru faptul că cetățeanul este sărac, pentru faptul că nu avem bani să plătim pensii și majorăm vârsta de pensionare și tot așa. Deci dacă aceste instituții vor să-și asume și răspunderea, noi le plătim anual, în loc să investim în grădinițe, în școli, noi plătim vreo 8 milioane de dolari comisioane acestor organizații. E un pic prea mult, nu? Nu mi se pare. Suntem o țară săracă, totuși. Vreau să vă întreb, pe final de emisiune, datele nu includ decontările băncilor din partea stângă a Nistrului, mă refer la datele pe care le-a oferit BNM. Care este starea de lucruri acolo, din punct de vedere economic?
Economia transnistreană practic nu funcționează. Această economie se ține masiv de, deci mai mult sectorul bugetar ține masiv de ajutorul pe care îl primește din foarte Federația Rusă. Dacă în anul curent Guvernul Republicii Moldova, bugetul public național depinde în proporție de aproape un sfert și mai mult de viramentele de peste hotare, păi în Transnistria situația e invers. Doar un sfert este asigurat din veniturile proprii, iar restul sunt viramente venite din, de peste hotare. Economia transnistreană propriu zis este falimentară. Suplimentare de foarte mult timp, doar că este menținut artificial de suportul care vine de partea Federației Rusă. În cadrul acestei emisiuni, două aspecte vreau să le mai punem în discuție. Unul este ceea ce ați pomenit un pic mai devreme, ridicarea vârstei de pensionare. Se explică sau are o explicație directă din punct de vedere economic? Statul este în incapacitate de a plăti aceste pensii și atunci s-a ridicat plafonul? Sau ce da, a fost da, da, în mod, clar, în mod clar, deși reforma este bună, conține momente pozitive sau exclus acele categorii privilegiate pensionarilor care primeau pensii mari fără să lucreze, fără să contribuie, totuși se instituie mecanismul de valorizare pensiilor, totuși este foarte bine. Dar, per total, ca principiu, abordarea este greșită. Deci, guvernul a făcut anumite ajustări corecte, dar mecanismul care este defectuos nu l-a schimbat. Mecanismul nu corespunde realității din Republica Moldova. Noi avem un pensionar per lucrător. Noi nu putem să întreținem pensionarul doar din lucrător. Noi trebuie să impozităm și alte surse de venit. Noi trebuie să impozităm capitalul pentru a crea fondul de pensionare. Ori guvernul, pentru a depăși această situație, creează deci condiții care duc la faptul că majoritatea bărbaților la pensii nu vor beneficia de pensii. Deși bărbații plătesc pensii, plătesc cel mai mult, contribuie cel mai mult la fondul de pensionare, nu vor primi efectiv puțin din ei care ajung la pensionare. Vreau să aduc aici câteva cifre. Chiar vă rog. Pe durata, deci a 35 de ani, cât este o perioadă minimă de contribuire la fondul de pensionare, un bărbat poate să-și asigure o pensie, sau nu, și o femeie, efectiv, oricine, da. Orice cetățean poate să-și asigure un fond de pensionare în condiții în care pensia este egală cu 40% din salariul mediu pe economie pentru o perioadă de 15 ani. Ori speranța de viață a unui bărbat este de 3-4 ani după pensionare, pentru o femeie 18 ani. Acestea sunt cifrele. Dar, deci, pentru a asigura o pensie mărime de 40%, pe durată 35 de ani, o persoană este suficient să plătească 17%. Noi plătim în prezent 29% și primim o pensie mărime de 26% din salariul mediu pe economie. Pensia este mult mai mică, contribuția sunt mult mai mari. Deci se vede că sistemul per total este defectuos, sistemul nu funcționează. Sunt mari pierderi masive și guvernul pune o presiune extrem de mare pe salariat pentru a suplimenta alte goluri care nu mai pot fi acoperite doar din impozitarea fondului de retribuire a muncii. Noi din 100 de lei plătim 56 de lei sau 54 de lei, cum am numit exact cifra, impozite. Mai mult de jumătate noi plătim impozite. Este mult prea mult. Presiunea pe salariat este prea mare. În această condiție nu știu de ce guvernul se miră că avem o economie tenebră. Sigur că va fi salarii în plic dacă presiunea fiscală este atât de mare. Soluția în cazul pensiilor, fondul privat de pensii ar fi o soluție? Da, în opinia mea, guvernul trebuie să schimbe atitudinea, guvernul trebuie să impoziteze și capitalul ca sursă la fondul social, nu doar fondul de retribuire a muncii. Guvernul trebuie să modifice abordarea în acest domeniu. În opinia mea, guvernul trebuie să vină cu un sistem de beneficii și contribuții unici, indiferent de salariu, orice persoană să plătească aceeași sumă și să primească exact aceeași pensii, dar persoanele, pensia să fie calculată astfel încât să asigure nivelul de 40%, care este un standard european, și pentru aceasta noi nu trebuie să plătim atât de mult. Am menționat cifra mai devreme, 17% trebuie să plătim de salariul mediu pe economie pentru a avea o pensie mărim de 40%, și pentru cei care sunt doritori să creeze, să dezvolte a treile pilon a sistemului pensionar, care sunt fondurile de pensii private. Dar statul trebuie să aibă un cuvânt de spus în acest sens. Statul să asigure un minim 40% din fondul pensionar. Cine vrea pensie mai mare să meargă la privat. Statul nu este agent financiar a nimănui. Statul nu trebuie să plătească pensii mari. Noi avem persoane care au pensii 10, 15, 20 de mii de lei. Nu este statul agent financiar a nimănui. Statul trebuie să asigure că să nu fie nicio persoană cu pensii mici, 1000 de lei, așa cum este pensia minimă sub minim de subsistență. Exact. Dar pensiile mari să-și bat capul persoane bogate singure. Domnule Gârbo, ultimul timp și noi reprezentanții media, dar și clasa politică a operat cu noțiunea amnistie fiscală. Avem două minute. Haideți să explicăm telespectatorilor noștri, de unde vine ea, care este scopul acesteia și cum ar trebui să o înțelegem?
Amnistia fiscală, în înțelegerea mea, este un abuz. Deci dacă facem referință la proiectul care a fost avansat de autorități în ultimul timp, pe acest proiect trebuie înțeles în contextul furtului miliardului din Republica Moldova. Amnistia fiscală vine să legalizeze aceste mijloace și să ofere posibilitatea mijloacelor respective să lucreze în economia Republicii Moldova. Trebuie să explicăm în acest context un aspect. În Republica Moldova, investițiile directe străine, deși nu sunt foarte mari, dar în cea mai mare parte vin din zone offshore. Ce înseamnă acest lucru? Noi avem ca o zonă foarte importantă de investiții în Republica Moldova, Cipru. Este Cipru o economie atât de mare care este interesat să dezvolte economia Republicii Moldova. De ce anume economia Republicii Moldova? De obicei, economiile mari, SUA, Germania, sunt cele mai mari importante surse de investiții directe străine. Republica Moldova, nici SUA, nici Germania nu sunt lideri ca punerea investițiilor directe străine. Acest lucru înseamnă că funcționarii corupți delapidează averea publică în Republica Moldova. Această avere este legalizată prin offshore-uri și se prezintă ca fiind investiții directe străine în Republica Moldova. Acest lucru s-a produs în anul 2009, atunci când, spre final, guvernarea comunistă a venit cu amnistie fiscală și în anul 2009 am avut o explozie a investițiilor directe străine. Au fost 700 de milioane, cumpărați că 200-300 de milioane cât a fost mediu pe an. Atunci investițiile directe străine au explodat. Același lucru se dorește și acum. Deci, efectiv, legalizarea fondurilor care sunt delapidate din Republica Moldova. Amnistia fiscală pe plan internațional este un pic altceva. Amnistia fiscală este situația în care guvernul atestă faptul că a venit cu anumite abordări în economie care au fost mult prea ambițioase și nu poate să-și îndeplinească atribuțiile. Guvernul schimbă totalitatea abordării în economie, schimbă impozitele, schimbă modalitatea de colectare, cotele și așa mai departe. Înțelegi că nu poți colecteze atât de multe impozite și atunci scade presiunea fiscală și în acest context guvernul vine și cu amnistie fiscală. Deci guvernul recunoaște greșeala care a făcut anterior și atunci șterge datoriile agenților economici din perioada anterioară. Doar în acest condiție amnistie fiscală are rost și are sens. Ori guvernul Republicii Moldova nu vorbește nimic despre scăderea presiunii fiscale, dar legalizează fondurile care au fost delapidate din societatea moldovenească. Domnule Gârbu, eu vă mulțumesc pentru mobilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit pe marginea mai multor probleme. Stimați telespectatori, a fost emisiunea în direct. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună alături de noi.